Salariații și deținătorii patentelor ar putea primi compensații de cel puțin 1000 de lei pe săptămână în cazul instituirii unei noi stări de urgență în Moldova. Totodată, procedura de înregistrare a șomerilor ar putea fi simplificată. Propunerile se regăsesc în decizia Consiliului Suprem de Securitate din 13 martie și au fost expediate guvernului de către șeful statului Maia Sandu. Documentul mai prevede și propunerea de a institui un moratoriu pentru achitarea chiriilor, serviciilor utilitare, impozitelor și penalităților. De asemenea, ar putea fi anulate controalele fiscale, iar conturile agenților economici nu vor mai putea fi blocate. Consiliul Suprem de Securitate a mai propus amânarea de urgență a cheltuielilor neprioritare, plafonarea salariilor mari ale funcționarilor publici, precum și finanțarea sistemului de sănătate. Tot luni, șeful statului Maia Sandu a discutat cu reprezentanții Janssen Pharmaceutica privind livrarea vaccinului Johnson & Johnson în țara noastră. Serul a fost deja aprobat de Statele Unite, Agenția Europeană pentru Medicamente și Organizația Mondială a Sănătății.